fermierii pot depune cereri inițiale de solicitare ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022, cererea inițială anuală pentru efectuarea serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor, va fi însoțită de următoarele documente. Dovada că solicitantul este persoană juridică conform legislației în vigoare, acreditarea solicitantului pentru întocmirea și menținerea Registrului Genealogic al Rasei pentru care solicită ajutorul de stat eliberată de, de Autoritatea Națională Zootehnică, lista micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii beneficiare ale serviciilor de întocmire și menținere a Registrului Genealogic al Rasei avizată de ANZ, care va cuprinde denumirea întreprinderii adresa CUI, CIF, CNP, după caz codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator și beneficiar, rasa și numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajați și cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va menționa întreprindere nou înființată. Copia contractului între deținătorul registrului genealogic și prestatorul serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale, în cazul în care acesta este altul decât deținătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuția părților la realizarea obiectivelor programului de ameliorare. Lista activităților, inclusiv lucrărilor și tarifelor acestora pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei pentru anul de aplicare avizată de ANZ. Cererea inițială anuală de solicitare ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale va fi însoțită de următoarele documente. Dovada că solicitantul este persoană juridică conform legislației în vigoare, acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, eliberată de ANZ, lista micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, beneficiare ale serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale. Avizată de ANZ, care va cuprinde denumirea întreprinderii, adresa, cui, cif, CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator și beneficiar, rasa și numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajați și cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va menționa întreprindere nou înființată, copia contractului între deținătorul Registrului Genealogic și prestatorul serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale sau adeverință eliberată de ANZ, în cazul în care acesta este altul decât deținătorul Registrului Genealogic, din care să rezulte contribuția părților la realizarea obiectivelor programului de ameliorare, lista activităților, inclusiv lucrărilor și tarifele acestora pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale pentru anul de aplicare avizată de ANZ documentele necesare de punerii cererilor inițiale de solicitare ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022 sunt publicate pe site-ul agenției www.apia.org.ro, secțiunea formulare.